Potrivit calendarului alegerilor din acest an, deocamdată PSD și PNL vor merge pe liste comune doar la europarlamentare. Acest lucru demonstrează că la locale, pentru alegerea primarilor, președinților de consilii județene, a consilierilor locali și județeni, s-a ținut cont de animozitățile din unele organizații din teritoriu unde coaliția nu funcționează. Situație confirmată la un post local de televiziune și de președintele organizației PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor. Prin urmare, alegerile locale anunță deja că se vor duce lupte politice destul de puternice în județ. Că alianța PSD-PNL nu funcționează în județul Hunedoara o demonstrează multele ieșiri publice ale liberalilor împotriva socialdemocraților. Atacuri la persoană, acuzații și critici aduse administrației județene, dueluri duse prin intermediul comunicatelor de presă și a rețelelor de socializare sunt doar câteva aspecte care demonstrează clar că alianța nu mai funcționează de ceva timp. Este pentru prima dată când spun ferm și categoric, în județul Hunedoara coaliția nu mai funcționează. Regret că am crezut foarte mult în această coaliție. Regret că am fost foarte onești, bucuroși, noi, socialdemocrații, să facem această coaliție. După ce am făcut coaliția, cei de la PNL nu s-au mai ținut de cuvânt. Ba, mai mult, uneori au fost chiar obraznici. Și vă dau exemple. Cine sunt cei care sunt serioși și își văd de treabă în județ? Se știe că în județ postul de prefect era al PSD. Le-am propus colegilor de partid să lăsăm această funcție liberalilor, să nu deținem noi toată puterea în județ. Mă gândeam că vom colabora cinstit și corect. A durat câteva luni toată această colaborare. Apoi, dacă discutam ceva, imediat nu mai era valabil, așa că mi-am pierdut încrederea în liberali. Eu, spre deosebire de ei, pot demonstra că am fost corect. Prefectul trebuia să-și facă treaba, nu să lovească continuu în PSD, a declarat Laurențiu Nistor.